așa e locul unde Domnul ne vorbește prin cuvânt, iar pe scara cerului coboară îngeri aducând mesajul sfânt. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa lui, poarta cerului pe te. Ca și Iacob prin acea pustie, poate nici tu nu știi unde e. Domnul stă aici deasupra scării, astăzi poți cu El să te întâlnești. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Căci așa ne-a spus Mântuitorul era la noi jos pe pământ, dacă doi sau trei vor fi împreună, sunt și eu prezent prin Duhul Sfânt. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Dacă vrei să-i simți a Lui prezență, dacă vrei să-i vezi puterea sa, cheamă-L pe Iisus azi cu credință și de poala haine nu-L lăsa. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului.